Doamnelor, domnilor, onorată asistență, bună dimineața! Vă salutăm cu toată considerațiunea la Forumul Educațional Municipal Implicare pentru Schimbare, patronat tradițional de Primăria Municipiului Chișinău și organizat de Direcția Generală Educației, Tineret și Sport. Centrul de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului, din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, este probabil una dintre cele mai indicate, potrivite gazde, dacă doriți, pentru o platformă de dialog despre perspective, despre tematicile privind coordonarea, influența și implementarea procesului educațional. În deschiderea forumului de astăzi avem onoarea să-i oferim cuvântul primarului general al municipiului Chișinău, domnului Ion Cepan. De fapt, eu am onoarea, Alex, să fiu alături de acești oameni extraordinari care schimbă generațiile spre bine în fiecare zi. Vă mulțumesc din suflet pentru ceea ce faceți. Alex mă întreba cum viața, zic, nu ca la apă canal. Dar o să rezolvăm și acolo. Și vreau sincer, pentru că doamna Cutasevici încerca să-mi explice cât e de interesant, cât e de frumos, cât e de în detaliu, cât e... Zic, știu, doamna Cutasevici, pentru că am văzut la modul propriu cum lucrurile se schimbă cu toate provocările pe care le avem. Avem 3 ani de turbulență maximă, COVID, resurse energetice, război, agresiune. Și în toate aceste lucruri trebuie să știm, să le explicăm copiilor ca să facă diferență între rău și bine, ca să se poată să protejeze alături de multe alte provocări. Învățarea de la distanță sau lucruri pe care trebuie să le gândim, le regândim, dar și să le aplicăm în mod constant și imediat. Neavând timp, poate a pipăi dacă ele funcționează bine sau nu, așa cum ar trebui să fie aceste lucruri. Eu, sincer, vreau să vă mulțumesc. Eu știu că în sistemul educațional, primar, gimnazial, avem poate cele mai bune rezultate, că de aici pleacă cei mai talentați copii, cei mai mulți copii cu rezultate oriunde peste hotare. Fie că este olimpiadă, fie că este instituție educațională, deodată ne pare rău că ajung la Berlin, la Londra, New York sau în altă parte, dar sunt copiii noștri. Sunt copiii noștri care poate ne reprezintă în unele circunstanțe mult mai bine decât orice ambasador și ei sunt rodul muncii dumneavoastră. Atât în educația formală cât și în cea neformală. Atât în deprinderile de viață, pentru că foarte des copiii petrec mult mai mult timp la școală decât acasă, că în atenție celor de acasă vin părinții obosiți dacă sunt acasă, dacă nu sunt în custodie bunicilor sau fraților, surorilor, că mai avem și astfel de fenomene, spre mare regret. De asta responsabilitatea dumneavoastră este una enorm de mare și vreau să vă mulțumesc pentru timp, pentru dedicații, pentru abnegații, pentru foarte des disconfort, pentru că nu avem cele mai bune condiții, nu neapărat avem motivația adecvată, e departe de așteptările și necesitățile care sunt și în toate aceste circunstanțe sunteți ca și medicii în COVID în linia întâi. Vă mulțumesc pentru că sunteți și am toată siguranța că în tot ceea ce se face sunt cele mai sincere intenții și idei inovative. Mulțumesc mult! Eu, cu permisiunea dumneavoastră, o să predau stafeta, nu știu, doamna Cutasevici trebuia să vorbească, da? Și am să plec, noi avem niște probleme un pic pe buget și stăm de dimineață, le tot gestionăm într-o parte în altă. Dar aveți toată siguranța și vă asigur că o să reușim, o să continuăm să dezvoltăm și orașul și sectoarele din oraș, toate, absolut. Și nu avem de suferit nici educația, nici cultura, nici tineretul, nici sportul, nici multe altele, în care punem un accent foarte mare de 3 ani încoace. Nu o să mă refer la cifre, nu vreau, nu are niciun sens.
dar vreau să știți că toți locuim aici și vrem ca aceste schimbări să ne vizeze în sens pozitiv. Mersi. Și noi vă mulțumim mult, domnule primar. Ar fi frumos să reușiți. Sunt lucruri frumoase acolo. Mulțumim! În continuare, cu un mesaj de salut, așa cum a spus deja domnul primar, o invită pe doamna viceprimar Angela Cutasevici, viceprimar responsabil de domeniul educației. Să rămână, doamna Cutasevici. Dragi colegi, onorată asistență, vă salut și eu cu mult drag și respect la această activitate care este deja tradițională. Al treilea an consecutiv, Primăria Municipiului Chișinău, împreună cu Direcția Generală Educației, Tinerici și Sport, organizează o platformă foarte bună de comunicare. E vorba de forumul educațional, care iată că al treilea an este cu genericul implicare pentru schimbare. Organizarea acestui eveniment este conex la acel eveniment internațional care este marcat pe 24 ianuarie. E vorba de Ziua Internațională a Educației, declarată de UNESCO și este marcată în toată lumea al cincilea an. Noi deja, al treilea an consecutiv, marcăm acest eveniment extrem de important. Suntem printre primele și țări, ne mai vorbim de orașe, care marchează această zi extrem de importantă. Și prin acea declarație și motivație UNESCO, care a pus acest eveniment important în calendarul global, se menționează că educația este un bun public, este un bun social și un drept fundamental care trebuie să cuprindă, să includă, să asigure egalitate, echitate, incluziune tuturor și fiecăruia, de la mic la mare. Și sigur că obiectivul de dezvoltare durabilă, obiectivul 4, care îl avem în agenda ONU, se menționează că educația este sau trebuie să fie educație de calitate. Acest, de fapt, angajament este asumat împreună cu Direcția Generală Educației, Tinerici și Sport și sigur că și de fiecare dintre dumneavoastră. Ca să fie educația de calitate, trebuie să contribuim toți la acest bun public, trebuie să ne consolidăm eforturile, fie cadru didactic, nedidactic, autoritatea publică, profesor, manager, societatea civilă. Și iată că, de fapt, și scopul nostru, atunci când organizăm astfel de evenimente, să ne unim toate aceste entități responsabile în dezvoltarea, în îmbunătățirea sistemului educațional. De ce? Astăzi vom vorbi despre oferta educațională prin prisma orelor opționale, pentru că ceea ce este în cadrul formal, realizat în cadrul orelor de curs, prin disciplinele de bază, există și acea ofertă care diversifică și oferă acea flexibilitate sistemului educațional. E vorba de orele opționale care sunt realizate în toate școlile în funcție deja de interesul copiilor sau de acea ofertă și specific al școlilor. Ce este important să menționăm că există în această ofertă opțională, există și oferta autorităților locale. Noi, de curând, de la 1 septembrie, vom avea un nou curriculum care va fi implementat în școlile din municipiul Chișinău, curriculum care deja a fost aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Educației și Cercetării. E vorba de curriculum opțional Chișinăul meu drag. Pentru toate treptele de școlaritate, avem deja curriculumul, ghidul, se lucrează la manual. În luna martie ne-am propus și lansarea acestui
acestui ore opționale și atunci vom vorbi detaliat cu referire la această disciplină. Astăzi vom vorbi despre acel interes sporit a copiilor față de orele opționale, dar ce este important, că oferta educațională pe care o vine în școală și care este pusă pentru alegere copiilor trebuie să fie de calitate, foarte divers, foarte interesant și desigur să contribuie la dezvoltarea lui armonioasă. Citeam statisticile și colegii o să vorbească că interes sporit este pentru disciplinele IT, pentru disciplinele de creație, pentru disciplinele care dezvoltă antreprenoriatul și competențele economice, financiare și sigur că avem solicitare foarte mare și pentru educație, pentru sănătate și multe alte oferte care sunt extrem de importante de realizat, pentru că cu ele, de fapt, copilul își completează pe lângă disciplinile de bază, pe lângă competențele legate de disciplinile de bază și alte competențe absolut necesare secolului 21. Pe lângă susținerea pe care o oferă Primăria Municipiului Chișinău în realizarea și în îmbunătățirea infrastructurii școlare, sigur că avem și un specific absolut diferit și specific unic pe care îl oferă, îl are municipiul Chișinău pentru elevi, e vorba de profilurile artistic, sport, arte, care sunt asumate integral prin achitările, inclusiv salariale, de către Primăria Municipiului Chișinău. Cunoașteți că deja al treilea an, e vorba de fotbalul în școli care vine ca complementare la oferta de bază. Avem școlile și clasele cu profil de artă, care la fel sunt integral susținute din bugetul municipal. Sigur că și domn primar a vrut să evite cifrele, dar eu am să le menționez că doar infrastructura școlară în 2019, dacă erau 76 de milioane lei, în 2023 am ajuns la circa 200 de milioane lei investiții doar în infrastructură. Nu vorbesc de celelalte conexe care au fost suplimentar achitate, dacă calculăm sau însumăm toate cheltuielile pe care și le-a asumat primăria, suma cred că ajunge la o sumă foarte mare, o cifră foarte mare. Iată că vreau să vă dau asigurări că prin toate politicile pe care le promovăm, prin toate intervențiile pe care le oferă autoritatea publică locală, sistemul educațional, ne dorim ca să avem un sistem consolidat, sistem de calitate, flexibil, adaptat la toate nevoile, atât a societății, pentru că școala, de fapt, este acel pilon care merge alături, mână de mână, cu schimbările din societate și acest lucru, de fapt, trebuie să se realizeze ca să ne sincronizăm în ceea ce așteaptă societatea, ce e important la moment și respectiv sistemul educațional. Și armonia aceasta trebuie să fie permanentă, iată de ce noi trebuie să investim în profesori, trebuie să investim în sistemul educațional, astfel ca să ne armonizăm, să ne coalizăm în realizarea acelor obiective extrem de importante pe care trebuie să le realizăm, fie la clasă, fie în școală, fie în societate. Eu mulțumesc Direcției Generale Educație, Tineret și Sport pentru efortul pe care îl depune în consolidarea, în dezvoltarea sistemului educațional municipal. Mulțumesc extrem de mult cadrelor didactice care sunt cele mai bune și am zis și nu obosesc să spun că cei mai buni profesori, cei mai buni manageri sunt în municipiul Chișinău. Aprecieri, recunoștință, mulțumesc tare mult și sper că acest eveniment de astăzi va readuce pe agenda noastră importanța ofertei flexibile, ofertei educaționale extinse, ca să diversificăm sistemul, să-l facem
mult mai prietenos pentru copiii și beneficiarii noștri. Sănătate, o zi frumoasă nouă tuturor! Mulțumesc! Și noi vă mulțumim mult, doamna viceprimar, da, puteți să lăsați acolo pe pupitru. Domnul Pavaloi probabil este încă la expoziție cu domnul primar. Urma dumnealui să susțină un discurs sau să vină cu un cuvânt de salut. Probabil o să revină ceva mai târziu cu el, nu scapă. Bine, noi cred că e momentul să trecem la lucrările propriu zise ale forumului nostru de astăzi, iar prima temă este intitulată sugestiv Consolidarea sistemului de educație extrașcolară din municipiul Chișinău. Speaker, domnul Anatol Gremalski, doctor habilitat, profesor universitar, director de programe la Institutul de Politici Publice. Mulțumesc! Bună ziua! Cer scuze, vocea un pic s-a schimbat din cauza modului nesănătos de viață. Nu mai frecventez cluburile de noapte. Ascult tot ce-mi spune soția referitor la diete. Nu vă dați seama, în dezvoltarea naturală a unui bărbat, lucrurile astea sunt foarte importante. Dar dacă să vorbim serios, săptămâna trecută am asistat la un eveniment și o persoană mi-a spus că e bolnavă de gripă și am prins și eu, se vede că... Și de aceea mi-am scos masca ca să pot vorbi, iar tehnica ne va ajuta, cred că, să comunicăm în pofida faptului că nu voi putea vorbi chiar tare, tare. Și întrucât avem un regulament, o ordine de zi foarte strict, am să îmi pun 20 de minute ca să nu răpesc timpul. Deci, vreau să mulțumesc Direcției Generale Educație, Tineret și Sport pentru oportunitatea de a împărtăși cu dumneavoastră câteva date ale unui studiu efectuat la rugămintea direcției, la care au participat practic toți cei care activează atât în sistemul de învățământ general, mă refer la școli primare, gimnazii și licee, cât și la cei din instituțiile extrașcolare, cum le numim noi, sau de educație extrașcolară. Deci, mă voi, evident, referi numai la instituțiile de educație extrașcolară, toate că și, repet, instituțiile de învățământ general au fost incluse în acest studiu. Scopul studiului a fost identificarea percepției rolului, importanței, calității educației extrașcolare și, dacă acolo sunt probleme, să venim cu propuneri de politici, cu opțiuni de politici. Când vorbim de clasificarea instituțiilor extrașcolare, poate fac o abatere și o concluzie mai generală. Când s-a scris și Codul Educației și Legea Învățământului în 95, dacă nu mă înșel, s-a păstrat într-o anumită măsură abordarea tradițională. Eu nu zic că e sovietic sau nesovietic, că e bună sau urea. Și nu s-a făcut ordine în terminologie. De exemplu, dumneavoastră în școli aveți activități extracurriculare. Păi dacă sunt extracurriculare, sunt afara curriculumului. Păi atunci, dacă curriculumul în cod e scris, că include planul de învățământ, curricula pe discipline și așa mai departe. Dar în planul de învățământ citim activități extracurriculare. Deci, nu mai ți-o minte în care din țări, un părinte a dat în judecată Ministerul Educației de acolo, copilul e obligat să vină la activitățile extracurriculare sau nu. De exemplu, careul sau o adunare festivă, este o activitate extracurriculară sau nu? Păi trebuie el să vină sau nu trebuie să vină? Deci, observați că prin tradiții noi,
învățăm copiii, dar cadrul normativ în cazul de față uneori nu reglementează nici într-un fel astfel de activități. Cam așa s-a întâmplat și cu instituțiile noastre de educație extrașcolară. Întrucât ele existau, când am devenit independenți, ele trebuiau undeva incluse. Ca să poată fi finanțată, dar din punct de vedere social, ca copiii noștri se poate duce acolo. Și de aceea am fost nevoiți să facem pentru început o clasificare a instituțiilor de educație extrașcolară și această clasificare a fost făcută în baza regulamentelor în care ele activează. Avem un regulament care se referă la așa numite centre. Aici noi am inclus tot. Case de creații, stații, tot care merg pe regulamentul centre. Avem instituții, problema e delicată, de învățământ artistic sau de educație artistică. A apărut marea problemă, fiindcă UNESCO spune că educația extrașcolară, asta e educația care nu se bazează pe un curriculum explicit. Adică copiii vin, iar maestru de concert sau maestru tehnic, instructorul tehnic, cu dânsii desfășoară anumite activități. Fiindcă dacă îi puneți curriculum, deamă învățământ, nu mai este educație. Plus, specificul instituțiilor respective de învățământ artistic, e așa că ei merg pe un curriculum, promovează, fac evaluări. De aceea s-a folosit termenul de învățământ artistic. Exact la fel și cu școlile sportive, deci instituții de învățământ sportiv. Am mers pe această clasificație, fiindcă nu puteam compara activitatea unui centru de creație tehnică cu activitatea unei școli de arte. Nici de cum, nu mergeam. Am făcut clasificarea acestor instituții și am mers pe următoarea metodologie. Nu, evident, cercetarea primară, legislație. Mai departe, baza de date SIME în cazul disciplinilor opționale. Finanțarea, cadrul legislativ și normativ. Și dacă de finanțare să vorbim, în general, nu există nicio metodologie. Merge principiul istoric. Gen, noi avem în municipiu sau în raionul X6 instituții extrașcolare, anul trecut le-ați dat 10 milioane, dacă le dați mai puțin anul ăsta, nu-i bine. Prin urmare, a rămas ca o problemă care trebuie soluționată. Adică trebuie formula de finanțare per beneficiar, per eveniment, să se gândească specialiștii. Am făcut o cercetare secundară, cartografiere instituțiilor. Vă spuneam că ați participat și dumneavoastră și vă mulțumim mult că ați completat chestionarele respective. Un studiu sociologic. Și, evident, am elaborat ceea ce numim noi opțiuni, propuneri de politici publice. Cartografierea, am folosit un chestionar Excel. Instituțiile subordonate direcției generale au fost rugate de direcții să completeze chestionarul. Am avut un singur refuz. S-a demonstrat că acolo nu prea era instituție de învățământ extrașcolar, dintr-un sat, din componența municipiului. Și am văzut că și alți prestatori tot oferă educație extrașcolară. De exemplu, bibliotecile, centrele de tineret, centrele comunitare, multe ONG-uri. Iar cu instituțiile de învățământ general nu le-am deranjat cu cartografierea, fiindcă datele respective sunt în SIME. Cine lucrează cu SIME știe că acolo sunt toate cercurile, toate secțiile sportive, numărul de elevi, tot este. Studiul sociologic a inclus cercetarea cantitativă și cercetarea calitativă. În Chișinău noi am făcut 2 discuții de grup și 10 interviuri în profunzime. Sondajul a fost online, deci datele se referă doar la online. Vreau să vă spun că
poate tragedia învățământului din Republica Moldova, uneori constă în faptul că noi mecanic preluăm din alte țări anumite experiențe și fără să ne gândim, le putem aplica sau nu. Acolo noi persistă teza că învățământul online e cel mai bun, online înlocuiește învățătorul și așa mai departe. Științele, educația arată foarte clar că în cazul învățământului general nu e corect. Copilul trebuie să fie în clasă, învățătorul trebuie să profesorul, cadrul didactic, să comunice la direct. Sondajele au fost online, iar când e online, oamenii cum răspund? Mai deschis sau mai... Dacă citești comentariile din internet, acolo tare se mai descoperă caracterele, nu e așa? Sperăm că și în sondaje tot așa a fost. Și aici vedeți instituțiile de învățământ, persoanele cu care am discutat și, evident, am mobilizat părinții. Mobilizarea părinților a fost un pic mai grea, recunoaștem cinstit. Am să mă refer la centri. Aici sunt școlile sportive și de artă. Nu sunt. Deci, prin urmare, nu e relevant ce se întâmplă acolo. Tot sunt lucruri interesante. În cazul centrilor, avem 14 centri de educație extrașcolară în care activează 516 cercuri. Atunci, la momentul desfășurării studiului. Atenție mare! În limbajul prestării serviciilor publice, cercul e un serviciu educațional. Știu că dumneavoastră nu vă place cuvântul ăsta. Nu vă place că școala oferă servicii. Că noi nu suntem aici atelier de cusut sau instituții de alimentație publică, dar așa e teoria statului. E un serviciu educațional. N-avem încotro. În aceste cercuri erau încadrate circa 14.000 de participanți. Rata de participare, 15%. Ce înseamnă rata de participare? Câți elevi din municipiu se mai duc și la centrele de educație extrașcolară? Aproximativ 15% din elevi. Cei care activează în instituțiile de educație extrașcolară au evaluat, ei au evaluat, amui la modă, da? Autoevaluare. 80% au dotări. I-au spus că sunt dotați la nivelul de 80%. Ce am stabilit noi? Că, în general, educația extrașcolară în centrele este mai mult orientată pe vocație. Și copiii, părinții, mai mult vor odihnă. Observați asta. Nu învățământ artistic. Ei doar nu au de gând să cânte la un instrument profesionist sau să danseze. Deci mai mult se odihnesc, comunic și așa mai departe. Nu prea merge știința și tehnologia 2%, profilul tehnic 8% și vedeți dumneavoastră cifrele respective. Și întrebarea mea e următoarea. E bine asta sau nu? Ar trebui noi să intervenim, să reorientăm? E o întrebare. Deci, cum a vrea Maria să alegătorul, evident, așa trebuie să acționeze primăria. Da? Dacă se va observa insuficiență de locuri în cercul de dans, atunci trebuie să extindă cercurile de dans. Sau să zic, oameni buni, haideți să nu mai dansăm, dar un pic să mai învățăm cum să facem un robot, scriem un program, cum să elaborăm un design vestimentar și așa mai departe. Asta am observat noi, că există. Nu-i bine lucrul ăsta. Alt moment care deranjează. Dar, în general, cine participă în educație extrașcolară? Dacă ar fi să judecăm după cifrele de pe ecran, în general participă clasele primare, un pic gimnaziale, dar pe urmă au zis la revedere educație extrașcolară, că nu-mi trebuie nici într-un fel. Iarăși întrebare, e corect așa sau nu? Și uitați-vă, la noi tot timpul spune accentul politica de tineret, de tineret, de tineret. Eu vin din domeniul tehnic. Eu vreau cu cifre exact să mi se spună când se face,
să revin înapoi. Când se face o concluzie, pe ce se bazează ea? Nu de mult a fost tinerii nemulțumiți de nu știu ce. Eu iau după categorii de vârstă, atenție mare, 90% din tineri erau elevi. Dar tinerii doar spun la 35 de ani? Tinerii sunt nemulțumiți de calitatea manualelor în școală. Vă dați seama, cel la 35 de ani își bate cap de calitatea manualelor în școală. Nu poate dormi noapte. De aceea noi facem analizele astea ca să vedem. Și uitați-vă ce avem noi. 56% preșcolari și clasele primare. Dar oare n-ar fi mai important și liceienii să-i atragem, să-i orientăm în carieră? Un studiu publicat cu 2 ani în urmă al Băncii Mondiale arăta că 12% din liceenii noștri vor să fie diplomați, alți vă 20 deputați, dar să lucreze nu vrea nimeni. Nu era. Prin urmare, rolul educației extrașcolare, care ar fi? Să orienteze în carieră. Când le spui, vrei să fii diplomat, minunat. Câți diplomați avem noi? Dar ai văzut? Concurs fi anunțat. Scaute cei mai buni specialiști pentru a fi numiți diplomați nu știu unde. Ați văzut un astfel de concurs? De care șansele tale concrete că să te duci diplomat? De aceea rolul educației extrașcolare ar fi să ofere și o orientare mai bună în carieră. Ce am observat noi? Centrele de educație extrașcolară din municipiu, nu toate au încăperi. Multe din ele activează în licee. 25% apare problema finanțării încrucișate. Doar în licee sunt deja circuri. Cum așa? O jumătate de sală e liceu, o jumătate de sală e educație la centru extrașcolar. Deci sunt cu regret și așa fenomene. Eu nu zic că sunt negativ, eu zic că lipsește cadrul normativ care reglementează relația. Liceu, centru de educație extrașcolară. Nu reglementează fluxurile financiare. Nu reglementează orele predate. Deci, după cum vedeți, sunt probleme de management care trebuie soluționate. Și am identificat problemele care derivă atât din studiul sociologic, cât și din analiza documentelor. Lipsa standardelor educaționale. Îmi pare că în ultimul an, acum, Ministerul a publicat curriculumul. Lipsa metodologiilor de evaluare a centrelor. Apropo, și a cadrelor didactice, dacă vorbim de școli, în regulamentele de atestare a cadrelor didactice, activitatea extracurriculară este evaluată. E ea principală acolo, nu? Mai departe, noi vorbim de formarea competenților. Competențele astea trebuie certificate sau nu? Adică în cazul școlilor de arte, ele eliberează niște certificate. Ele nu sunt codul educației. Întrebare, te poți duce la universitatea, la conservatoriu, Academia de Arte, cum se numește, fără școală muzicală? Dar nu-i scris nicăieri. Te-ai dus și ai făcut proba de concurs și până ziua, de aptitudini. Referitor la acces, vă spuneam, axarea pe categoriile de vârstă mică. Nu-i corect. Trebuie să acoperim tot spectrul, toată gama de vârstă. Subestimarea domeniului STEM-STEAM. Nu prea merge. Cum credeți? Mai multe fete încercuri să vă iei. De ce? De ce? Deci există diferență semnificativă de gen. Undeva e 10 puncte procentuale diferență. Serviciile sunt preponderent în mediul urban și evident de ce. Aici sunt mai mulți beneficiari. Baza materială, avem lipsa de încăperi proprii în cazul mai multor centri.
lipsa standardelor minime de dotare, când vorbim trebuie să fie dotat. De exemplu, în cazul unei bucătării, unei cantine școlare, e scris foarte clar. Așa e sau nu? Finanțarea încrucișată. Cu finanțarea încrucișată, aici trebuie să mai discutăm. Și opțiunile de politici care le-a propus echipa noastră, nu, prima opțiune e tradițională, nu facem nimic. Lumea e mulțumită sau nu? Apropo, vreau să vă spun, circa 97% din beneficiarii centrilor de educație extrașcolară sunt mulțumiți și foarte mulțumiți. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să intervenim. Dacă ei sunt mulțumiți, asta statul trebuie să promoveze o anumită politică, să aibă o anumită viziune, dar asta e deja altă întrebare, fiindcă exact la fel. A fost bine că ați anulat examenul de bacalaureat în 2019? Care a fost răspunsul? Majoritatea a zis că desigur, doar a fost pandemie. Întrebare, dacă ați anulat examenul, de ce ați dat diplome de bac? Adică anulez căsătoria, dar certificat de căsătorie dai sau cum? Deci, prin urmare, numai criteriul că lumea e mulțumită nu e suficient. Deci trebuie să intervenim. Opțiunea a doua, încă o dată repet, sunt opțiuni. Scriem un centru municipal de educație extrașcolară, cu rol de conducere metodic și așa mai departe. Și opțiunea a treia, să consolidăm centrele existente în așa mod ca în fiecare sector, să avem o instituție mare, puternică. Atenție mare, când vorbesc cu instituții mari și puternică, asta nu înseamnă cu clădiri și toți acolo. Nu! Îi poate să existe acolo unde până acum. Să fie o conducere centralizată, o contabilitate centralizată, de exemplu, un cabinet metodic și așa mai departe. Și toate aceste opțiuni au fost analizate după criterii. După criterii. Primul, cel mai important, beneficiarul, ce câștigă din treaba asta? Dacă el e mulțumit, nu avem ce face. Dar uitați-vă, ideea ar fi așa, să vorbim de calitatea serviciului. În ce măsură beneficiarul conștientizează calitatea? Când îi, Doamne ferește, e vorba să te duci la un medic, la ceva mai serios, alegi trei, te uiți câte morminte sunt în cimitir în spatele lui. Și după aia faci alegerea, nu e așa? Nu te duci dintr-o dată. În cazul nostru, părinții nu prea conștientizează importanța calității educației. Ei vor numai note în majoritatea cazurilor. Și de aceea, pentru beneficiari, un centru în fiecare sector ar fi un lucru mai bun. Fiindcă ar fi o conducere unică, ar fi o abordare unică, s-ar genera experiența tuturor centrelor. Din punctul de vedere al impactului financiar. Nu, aici vă dați seama, fiecare vrea să rămână în zona de confort și uitați-vă ce se întâmplă acum cu universitățile, până acum când merg procesul de judecată. Cum eu am fost decan, dar am unus. Păi, dar studenții au pierdut sau au câștigat? Faptul că ai fost decan, foarte bine. Bravo ție! Deci, managementul și finanțele, când instituțiile sunt mai mari, evident că sunt mai bune, indiscutabil. Și impactul social. Vă imaginați un părinte să-și trimită copilașul la un centru de educație extrașcolară, la Botanică, la Rășcani? Nonsens. Săracul copil, după o oră de troleibuz, ajunge, nu mai trebuie activitatea lui, nu e așa. De ce, analizând toate acestea, noi am venit cu propunerea ca primăria, dacă dorește, să consolideze și în fiecare sector să aibă, eu nu știu cum se vor numi, centre de creație, centre comunitare, centre de tineret, care să fie puternice, să fie vizibile și așa mai departe. Cam asta a fost sugestia noastră și aici fac o paranteză.
asta. Nu e viziunea primăriei. Nu s-a încă primăria luat așa ceva decizii. Asta e viziunea unui grup de experți. Și când spun de experți, să nu uităm că numărul de experți în Republica Moldova, cum este? Mare sau mic? Mai mare ca numărul populației. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim mult, domnule profesor Gremalski, pentru aceste date și pentru aceste sugestii până la urmă. Mulțumim din suflet. În aplauzele dumneavoastră, domnul Anatol Gremalski. Acum, domnul Andrei Pavaloi, șeful interimar al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, are o datorie față de noi, pentru că am spus că nu scapă, vă rugăm mult, domnul. Bună ziua, stimați colegi! Cu siguranță, după domnul Grimalski, este mult mai complicat să ții un speech în fața dumneavoastră, dar am să încerc. Întâi de toate vreau să zic că astăzi facem totalizările unei frumoase decade, o decadă ce marchează Ziua Educației, inclusiv aici la noi, la Chișinău, iar pentru noi, cei din orașul Chișinău, din municipiul Chișinău, educația este foarte importantă și menționa acest lucru și domnul primar prin investițiile care s-au făcut ultimul timp în domeniul educațional, nu doar în infrastructură, dar și în tot ce ține de procesul educațional. Și vreau să menționez faptul că titlul activității de astăzi este foarte important, cu atât mai mult că în conferința care am avut-o la începutul anului școlar, ziceam că în acest an școlar 22-23 ne vom axa pe educația noastră, a celor care stăm în fața elevilor, care stăm în fața copiilor. Acest lucru este foarte important, iar noi trebuie să-i pregătim nu pentru universitate, nu pentru colegiu, dar trebuie să-i pregătim pentru viață, și anume tot ce ține de activitățile care și le pot alege într-o oarecare măsură elevii în interiorul școlii, pe teritoriul școlii, sunt foarte importante, anume pentru această pregătire pentru viață. Iar identitatea școlii, identitatea profesională și aspectul interior al instituției depinde foarte mult de aceste activități. Și nu doar al școlii în particular, dar al comunității în ansamblu. Și zic eu, orașul Chișinău are foarte multe lucruri specifice comparativ cu Republica și acest lucru este benefic pentru dezvoltarea, pentru educarea tinerii generații din municipiul Chișinău. Și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că susțineți elevii în tot ce fac. Inclusiv treceam cu domnul primar pe lângă copiii sau am vizitat expoziția din hol și am rămas cu toții impresionați de ceea ce se întâmplă în instituțiile noastre și cu siguranță vom susține aceste inițiative frumoase. Nu am să rețin mult atenția dumneavoastră, vreau să vă urez în continuare o zi deosebită alături de colegi și tot ceea ce prezintă colegii noștri aici sper că va fi de folos pentru noi toți. Mersi foarte mult și succes tuturor! Și noi vă mulțumim, domnule Pavaloi. Continuăm forumul de astăzi cu subiectul competențe transversale, abordări teoretice, realități și perspective. Avem onoarea să o invităm aici în fața dumneavoastră pe doamna Alia Sclifos, doctor în pedagogie, expert în gândire critică, dezvoltare personală, management, educație pentru carieră și așa mai departe. Doamna Sclifos, vă rog. Bună ziua! Până apare prezentarea pe ecran, vreau să vă salut pe toți, să vă felicit cu acest eveniment și cu încrederea că ceea ce vom discuta astăzi poate va găsi undeva un lot fertil ca să crească ceva. Astăzi o să vorbesc despre competențele transversale
Și de ce anume despre aceste competențe? De aceea, pentru că noi toți trăim într-o lume a schimbării și toți ne trăim viața care nu este împărțită în discipline de învățământ. Dacă ar fi și viața împărțită așa, atunci ar fi mai simplu. Dar, din păcate, în școli învățăm diferite discipline de învățământ și viața ne pune la dispoziție situației și ne dă libertate de plină sistemul să închegăm noi, să integrăm noi ceea de ce suntem capabili pentru a rezolva anumite probleme. Este? Am luat câteva articole din Codul Educației pentru a ne convinge, nu să le citim, pur și simplu să le aveți pe ecran, ca să ne convingem că în principalul document din sistemul educațional, accentul este pe transversalitate și asta este imposibil ca să se întâmple altfel. Dacă vedem idealul educațional, cândva domnul profesor Guțu avea o sarcină pentru profesori, întotdeauna când se întâlnea cu grupuri mari de profesori, întreba cine cunoaște idealul educațional înscris oficial. Îi dau 100 de lei. Foarte mult timp nu a putut da 100 de lei, dar pe urmă când a început a pierde, a mai încetat să facă, să propună această întrebare. Dacă vedem, acest ideal educațional are atenție sau pune accent pe personalitatea integră care poate să se integreze în câmpul muncii și ceea ce este cel mai important acum, să poată să se mențină în câmpul muncii. Pentru că cercetările de ultimă oră arată că elevii sau studenții, tinerii care finalizează studiile în instituțiile de învățământ profesional, fie profesional, tehnic sau superior, au o problemă mai mare cu menținerea la locul de muncă decât cu angajarea în câmpul muncii. Și asta iarăși din nou ne vorbește despre aceea că nu există aceste competențe transversale care le-ar permite să se integreze în aceste colective de muncă. Cele nouă competențe pe care le cunoaștem cu toții și de ce le-am pus aici? De aceea, pentru că și în aceste competențe avem 5 care sunt taxate strict pe discipline școlare sau care țintesc în discipline școlare. Însă 4 din ele sunt competențe transversale care pot fi dezvoltate în cadrul tuturor disciplinelor și mai au nevoie și de alte intervenții extracurriculare sau extrașcolare pentru a fi dezvoltate. E vorba de competența, de exemplu, competența de a învăța să înveți. În ce măsură este dezvoltată? De unde știm că copiii au achiziții pentru a putea să învețe singuri, că asta este o problemă majoră atunci când ei merg în învățământul profesional. Ei nu pot învăța singuri. Și care este problema? Că noi avem această competență. Cum evaluăm competențele transversale? Că cele care țintesc în discipline e mai simplu să le evaluăm. Că avem examene de BAC, că avem note puse, ce facem aici? Dacă nu există reflecție, dacă nu există metacogniție, dacă elevul nu reflectă asupra celor învățate și nu își însușește modelul său de succes și modelul altora, dacă nu învață din greșelile pe care le are, pentru că de aici poate să învețe mult, dacă nu învață din succese, încă greșeli noi îl atenționăm și îi spunem, uite că ai greșit aici și trebuie să faci ceva. Dar dacă a făcut foarte bine, nu mai încercăm să discutăm care sunt etapele care l-au ajutat să facă bine acest lucru și să-l ajutăm să însușească un model. Definiții despre competențe, în general, sunt foarte multe. Nici nu o să ne oprim prea mult aici. Doar vreau să ne uităm la această imagine care începe cu cunoștințe, abilități și urmează experiență. Experiență care contribuie la performanță,
Iar această performanță determină un anumit comportament. Pentru că dacă nu ajungem la comportament, atunci scopurile principale, finalitățile principale ale educației nu se realizează. Noi putem să raportăm anumite competențe fără a ajunge la comportament, pentru că este mai greu de măsurat, pentru că este mai greu de apreciat în note un comportament și o atitudine. În secolul 21, angajatorii spun că e nevoie de aceste competențe. Pe ei mai puțin îi interesează competențele profesionale, pentru că, din păcate, este domnul Grimalski aici și nu o să-mi dea să mint, tehnologia merge înaintea sistemului educațional. Sistemul nu se poate ține în pas cu tehnologia. Este foarte greu să implementezi permanent o schimbare, iar schimbarea se produce destul de des și noi trăim în era schimbării, de aceea și motoul acestui forum este pentru schimbare. Dacă vedeți, doar competențele de comunicare sunt cele care sunt enumerate printre cele 9. În rest, toate sunt competențe transversale pe care le așteaptă angajatorii de la cel care se angajează în câmpul muncii. Și atunci, cum putem să dezvoltăm aceste competențe? Ce putem face? De ce e nevoie de aceste competențe? De aceea, pentru că viața ne pune la dispoziție foarte multe întrebări. Și noi încercăm să găsim răspunsuri la aceste întrebări. Pentru a găsi răspunsuri, avem nevoie de informații. E o problemă cu informația, că avem acces la informații enorm. Recent am asistat la o situație când o doamnă profesoară a găsit pe internet o informație de care a fost foarte frapată și a construit în baza ei o lecție foarte interesantă, dar informația era falsă. De aceea, atunci când avem acces la informație, parcă e bine, dar există și e necesar discernământ, ce să facem cu această informație. De aceea și avem nevoie de o informație diversă, e cel mai bine când căutăm informații contradictorii ca să ne facem o imagine generală despre ceea ce se întâmplă. Și după asta să ne vină ideile și să putem să rezolvăm aceste probleme. De ce angajatorii ar avea nevoie de aceste competențe? Pentru că au nevoie de angajați care nu pur și simplu să-și îndeplinească fișa de post. Asta a fost cândva. Acum angajatorii au nevoie de angajați care să depășească limitele fișei de post, să aibă inițiativă, să aibă creativitate, ca să poată să se integreze și să răspundă așteptărilor angajatorului. UNESCO a stipulat cu următoarele categorii de competențe transversale. Vedeți că pe primul loc este, așa l-am pus eu, că nu neapărat este asta cel mai important, este gândirea critică, relația cu alții și, nu mai important, relația cu sine, pentru că dacă ești în conflict cu sine, e foarte greu să socializezi cu alții. E vorba de cetățenie globală, pentru că noi astăzi suntem aici, dar nu se știe unde vom fi mâine și care vor fi cerințele pentru ziua de mâine. Media și informația apare de aceea, pentru că am spus anterior cât de important este aceasta în perioada accesului la multă informație și sigur că comunicare, rezolvare de probleme, luare de decizii și așa mai departe. Un pic de detalizare, nu o să le citim, doar ele sunt detalizate și pe această schemă, dar și aici, ce ar însemna gândire critică și inovatoare, asta ar presupune să putem să aplicăm ceea ce cunoaștem. Noi am fi cunoscători foarte buni, dar am putea să nu fim foarte competenți. Nașul meu, care este ucrainean de naționalitate, a zis odată despre o fosta lui soție, atunci când divorța, i-a zis, de ce divorțiezi? Că ea e frumoasă, deșteaptă. Și el a zis,
Нет, о să vă spun în rusă pentru că sună mai frumos. Нет, она не умная, она просто очень грамотная дура. Deci a cunoaște foarte mult nu înseamnă a fi deștept. De aceea e important să poți să acționezi. Ce faci cu ceea ce știi? Cum procedezi atunci când știi? Pur și simplu știi sau ajungi până la acțiune, până la experiență, până la performanță? Competențele parcă te impun să ai toate aceste componente. Ziceam și colegii mele, Viorica Goraș, că sunt impresionată acum de o carte în care este explicată Trinitatea Sfântă, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, aceste trei componente, Dumnezeu fiind cunoașterea, Iisus fiind experiența, iar Sfântul Duh fiind a fi, cine ești tu într-un final. Și toate s-au întâmplat pentru ca să existe această experiență care determină comportamentul tău și calitatea de a fi. Un lucru mi se pare foarte interesant atunci când vorbim de competențe, că nu este pur și simplu o abordare pedagogică, are o esență mult mai profundă care vine și din creștinism. Vorbeam de competențele intrapersonale, pentru că cele interpersonale depind. Ce cred eu despre mine, în felul ăsta mă voi comporta cu ceilalți. Cetățenie globală, acum noi avem nevoie de foarte multă toleranță, nu acceptare totală, dar anume toleranță în care să putem, în baza la care să putem să acționăm. Și alte competențe. Specificul societății în secolul 21 ne impune anumite decizii. Și noi observăm foarte clar că trebuie să se întâmple ceva în educație. Spunea și domnul Grimalski acum că e foarte mic arătat acolo, că e foarte mic procentul tinerilor care sunt implicați în activități extrașcolare. Dar de ce oare? Poate noi nu oferim ceea ce așteaptă ei. Ei undeva merg, ei ceva fac și noi tot timpul vorbim despre tineri pasivi, despre tineri care nu se implică, despre tineri care încalcă legea, despre tineri care pleacă în altă parte pentru că nu-și găsesc un rost aici, dar noi ce le oferim? Cred că ar fi bine să gândim foarte mult la asta. Eu înțeleg de ce părinții sunt mai activi atunci când copiii sunt mici, când sunt la grădiniță, când sunt în clasele primare, pentru că încă calitatea de părinte nu intră pe un ritm obișnuit. Și ei vor pentru copiii lor să ofere tot ce e posibil și chiar imposibil câteodată. Cu cât copilul crește, acest pafoș și această dorință de a investi în copil scade, nu știu de ce. Pentru că și copiii își asumă o parte din responsabilități și eliberează părinții și părinții cred că ei știu deja de ce au nevoie. Prin urmare, e nevoie ca să revizuim cât mai des finalitățile educației. Le-am zis obiective, le-am zis competențe, le-am zis nu contează cum le-am zis. Dar când revizuim aceste finalități, le revizuim în raport cu perspectivele viitorului. Noi de obicei le revizuim de cele mai dese ori în raport cu prezentul și atunci când până ajunge asta să devină practică educațională, deja este învechit. De aceea avem nevoie să gândim din această perspectivă. Foarte mult discutăm despre aceea că elevii nu mai sunt atât de motivați ca cândva, că nu mai învață așa cum învățau cândva. Păi și societatea nu mai are atâtea impulsuri din exterior că are nevoie de ei. Și din cauza asta și reacția lor vine așa, de aceea trebuie să construim această metodologie de motivare nu pe aspectul extrinsec, de pe aspectul intrinsec. Dar asta este mult mai greu, mult mai complicat și necesită mult mai mare efort. Strategii de predare adaptive. Când a început programul de gândire critică la Centrul Educațional Prodidactica, noi aveam o groază de instruiri cu profesorii și ei primeau asta cu brațele deschise. Și m-au utilizat niște texte ca să învățăm tehnologii noi.
și țin minte o profesoară de limba română care a zis, știți, eu am aplicat tot. Și mozaic, și graficul T, și gândește perechi, prezintă, chiar și țestoasele de mare. Pentru că era un text pe care îl utilizam, chiar și țestoasele de mare. Adică când avem ceva nou, de obicei, tendința noastră este să încercăm, fără a ne gândi că este nevoie să adaptăm această tehnică la copiii pe care îi avem în față, la specificul școlii, la mediul în care noi lucrăm. Poate nu avem toate condițiile pentru ca asta să fie aplicat. Mediul acesta trebuie să fie prietenos, că asta tot auzim în ultimul timp, o școală prietenoasă copilului, dar noi avem tot în școală pentru a asigura asta. Noi putem să oferim un mediu dinamic în care copilul să poată să se apropie de colegii lui, să discute, să vină să se așeze. În timpul atestării, un profesor care își preda lecția și vroia să fie foarte bun în fața comisiei, le-a dat o sarcină de grup și ei acolo stăteau și discutau și el zice, hai, faceți gălăgie, faceți gălăgie. Deci până atunci nu a mai lucrat în grup, dar a decis acum să, și copiii, erau, stăteau ca de obicei la ore. Deci principalul îndemn era să facă gălăgie, adică să înțeleagă oamenii că ei lucrează în grup. Deci ai nevoie de mediul ăsta care să educe această atitudine. Și trecerea la un nou nivel de monitorizare și evaluare. M-am uitat la oferta opționalelor în sistemul educațional și am văzut că în gimnaziu sunt 43, dacă nu greșesc, curicule pentru învățământul, pentru curicule opționale pentru elev. Și am zis, bine, dar în baza la ce sunt predate aceste curicule, cum elevii au acces la ele? Am văzut că este ordinul ministerului în care se zice că ele lucrează în baza regulamentului de evaluare. Am deschis regulamentul de evaluare și era același ca și pentru disciplinile generale. Spuneți-mi, vă rog, dacă aceste discipline opționale sunt exact evaluate după aceleași principii ca și disciplinele generale, prin ce se deosebesc de disciplinele generale? Că ele devin imediat după ce elevul le acceptă, devin o disciplină generală, obligatorie, pe care elevul o percepe ca și pe celelalte discipline? Poate și aici este un semn de întrebare la care merită să ne gândim. În 2016 a fost la nivel european făcut primul studiu privind competențele transversale și în 2020 a fost repetat acest studiu. Dacă în 2016 a fost un studiu mai mult în baza țărilor din Asia, în 2020 a fost făcut în 11 țări europene. Și concluziile acestui studiu țintesc exact în necesitatea competențelor transversale, în faptul că ele contribuie și la dezvoltarea celorlalte competențe, pentru că au elemente comune cu alte competențe. Că noile metode și tehnici sunt un context foarte util pentru dezvoltarea acestor competențe. Mediul educațional despre care vorbeam, importanța lui, noi interpretări didactice, noi avem nevoie de intervenții pe didactică, serioase, că și didactica, într-un fel, rămâne în urma schimbărilor din societate. Ce ne facem dacă lucrurile se schimbă, dar profesorii sunt pregătiți și acum, așa cum erau pregătiți mulți ani în urmă? Dacă ar fi colegii, da, sunt câțiva de la instituțiile superioare de învățământ, mai ales cele care pregătesc cadre didactice, ei vin în școli ca să învețe cum să preda, când ar trebui să vină pregătiți pentru asta. Și schimbarea ar trebui să înceapă de acolo. Noi, la moment, încercăm să ținem ritmul prin formarea continuă, dar asta nu poate să dureze la nesfârșit. Esența acestor competențe este că ele sunt multidimensionale, că sunt multifuncționale, că sunt inter- și transdisciplinare, că pot fi așa și că contribuie la dezvoltarea generală a tinerilor, a elevilor, a copiilor. Și de ce condiții am avea nevoie pentru ca să fie ele dezvoltate?
elevii ar trebui să fie învățați, sprijiniți, să pună întrebări. Nu întotdeauna funcționează. Când pune un elev o întrebare, parcă la unii aruncă sare în ochi. De ce întreabă unele lucruri care au fost spuse sau care nu au fost înțelese? Experiența elevilor trebuie utilizată pentru a provoca conflictul cognitiv. Noi toți vorbim de evocare. Asta ar trebui să se întâmple la evocare. Dacă este provocat acest conflict cognitiv, elevul va avea acea motivație, element de motivație intrinsecă de care este nevoie. Greșelile elevilor ar trebui să fie văzute ca oportunități pentru învățare și nu ca pedepse. Atâta timp cât greșeala este asociată cu pedeapsă și cu ideea că vine bacul și nu o să poți să susții bacul, asta este foarte complicat. Și desigur că mediul trebuie să ofere toate condițiile pentru dialog și interacțiune. Și atunci ce trebuie să facem noi, cadrele didactice? Asta, dacă vreți, sunt sarcini pentru profesor și sunt drepturi ale elevului. Să implice elevii în diferite experiențe, să utilizeze răspunsurile, inițiativele pentru a determina cursul orei. Nu mi-am făcut proiectul didactic acasă și vin și îl urmăresc punct cu punct, nu cumva să uit de ceva, dar reacționez la ceea ce fac și spun elevii. Să stimuleze și să accepte autonomia și inițiativa, nu să zic că ascultați ce vă spun eu. Că când o să fiți în locul meu, o să luați voi decizia aici. Nu este o normă, dar se întâlnește. Și dacă este măcar o singură persoană care face asta și interacționează zilnic cu 100 de copii, imaginați-vă că nu e simplu deloc. Să stimuleze utilizarea surselor alternative și să încurajeze elevul să caute legăturile cauză-efect. Nu doar la istorie, că este un obiectiv specific disciplinei, dar și la celelalte discipline. Să stimuleze autoanaliza, autoreflecția, să vadă ce a învățat, de ce a învățat și cum a obținut acest succes. Să stimuleze învățarea în afara clasei și în afara școlii. Dacă vorbim de opțional, extrașcolar, și de implicarea elevelor. În felul ăsta, elevii au o groază de beneficii. O să pun accent doar pe câteva. Noi tot vorbim despre faptul că elevii trebuie să aibă dreptul să-și aleagă disciplinele. Multe țări fac asta și probabil că nu greșesc atunci când fac. Noi încă nu avem posibilitate pentru că sistemul nostru încă nu permite alegerea disciplinelor. Vorbesc de discipline generale, că cele opționale, mă rog, avem iluzia alegerii. Oportunități de interpretare a oricărui conținut. Pentru că când elevul pune la îndoială un rezultat al învățării, asta înseamnă că el gândește mai mult ca noi, profesorul. Și asta ar trebui să ne bucure. Să-și exprime opiniile, dar să fie motivate. Noi avem două cuvinte. Eu fac o diferență între părere și opinie. Păreri putem să avem mii. Opinia o să avem mai puține, pentru că opinia trebuie să fie neapărat argumentată. Și dacă învață elevul asta, atunci are de câștigat din asta. Și atunci, dacă noi zicem că competențele transversale nu pot fi formate într-un sistem de învățământ centrat pe discipline, dar noi suntem un sistem de învățământ centrat pe discipline, ce putem face? Putem elabora discipline opționale și oferi elevilor opționale. Am văzut că interesul, cu cât elevul crește, cu cât copilul crește, cu atât interesul pentru extrașcolar scade. De ce oare? Nu știu. Dacă am putea să presupunem că nu este interesant, că nu este ofertă pentru el, că găsește în altă parte, la noi copiii lucrează, copiii mai mari, elevii mai mari fac voluntariat, învață foarte multe. De ce nu luăm asta ca pe o experiență extracurriculară? Că probabil că asta nici nu a fost analizat ca opțiune, de aceea era un procent sau două pe organizații non-guvernamentale, că ele oferă multă oportunitate în acest sens. Dacă este o disciplină opțională,
Această disciplină opțională, cum a fost elaborată? S-a luat în calcul nevoile comunității și interesul copilului? Cred că avem o listă de discipline foarte bine. Dacă găsim în lista aceea una care să corespundă nevoilor comunității și dacă implicăm acest elev în dezvoltarea disciplinei opționale ca să vedem interesul lui, atunci o să avem participare și implicare maximă a tinerilor. Și dacă sunt activități extrașcolare pe care elevii le pot alege. Deja a zis domnul profesor că cei mici cântă, joacă și se simt bine. Trebuie să fie asta așa sau nu? Da. Și învățarea este un proces care trebuie să aducă plăcere. Fie că e învățare obligatorie în clasă, fie că e învățare în afara clasei. Și asta ar trebui să avem în minte întotdeauna. Ar fi bine ce am pus acolo. Până ce nu putem să facem asta pentru că nu ne permite legea principală, codul educației. Dar ca și perspectivă ar merita să gândim la asta. Și ceea ce putem face este să oferim elevelor posibilitatea să integreze singuri, realizând proiecte, individuale sau de grup, nu contează. Și acest proces de integrare să vină din această direcție. Putem să vorbim foarte mult la această temă, avem de făcut încă mai mult decât de vorbit. De aceea vă doresc succes și sănătate. În rest, o să izbutim. Mulțumim mult, doamna Sfântrus. Următorul subiect de pe agenda forumului de astăzi este bufetul suedez al opționalelor oferite de sectorul asociativ. Oportunități și perspective, speaker doamna Viorica Agoraș-Postică, doctor habilitat, profesor universitar, vicedirectorul Centrului Educațional Pro Didactica. Vă rugăm foarte mult, doamna. Bună ziua, vă salut cu mult drag. Mă bucur enorm să am această posibilitate să văd atâta lume bună care a sacrificat jumătate de sâmbătă pentru a afla niște lucruri de la oameni cărora le pasă de educație. Astăzi, deși educația, așa cum a spus doamna Cutasevici la început, este un bun public. Astăzi, din păcate, acest bun public nu este consumat și nu este apreciat așa cum ne-am dorit noi. Metafora din titlul comunicării mele nu mi-a aparține, este doamna Tatiana Cartaleanu, dar am preluat-o. Furăm lucrurile bune și învățăm. Mi-a plăcut foarte mult atunci când dumneiei a alcătuit la Prodidactica o programă analitică, un curriculum despre predarea disciplinilor opționale și a prestat primul program de formare a cadrelor didactice care predau opționale, a pus bufetul suedez. Și m-am gândit că ar fi intrigant că, într-adevăr, oferim, încercăm prin opționalele pe care le propunem elevilor să le oferim diverse oportunități. Și vreau să fac o mică, foarte succintă evocare la a doua parte a evocării, de fapt, la prezentarea mea, ca să aud în sală câteva opinii vis-a-vis de totuși ce sunt opționalele pentru elevul din Chișinău. Deci, opționalele sunt și vă rog să circul eu, cred că cine vrea să ne dea câteva păreri, să ne facem o părere de ansamblu foarte, foarte așa rapid, ce gândim.
scriesc elevii din municipiul Chișinău despre opționale? Deci opționalul este sau opționalele sunt? Vă rog frumos, continuați-mi gândul și spuneți, transferați-vă în situația unui elev de gimnaziu, liceu sau clasele primare și spuneți, ce, într-un enunț succint, ce sunt opționalele pentru elevii din... da, vă rog. Opționalele, cred, mă transfer în rolul de elev. Opționalul ar fi o posibilitate de a se dezvolta continuu, în primul rând. O posibilitate de a se îndepărta puțin de obiectele generale de studiu. Da. Așa este, vă mulțumim. Este un răspuns de elev eminent, cum ziceam noi în perioada sovietică. Coborâm la realitate și vreau și, mă rog, alte răspunsuri, dar este foarte bun. Vă mulțumim. Așa, un elev mai simplu zice, fac ce vreau, cât vreau, cum vreau, deoarece mi-a leagă pe placul meu. Așa. Vă mulțumim, vă mulțumim. Alte opinii? Opționalul, o gură de aer proaspăt. Așa, și colegii de alăturea? Da. Este o oră pe care profesorul o predă și cred eu că o predă foarte bine, dar pentru elev încă este sceptic sau el o gândește sceptic, pornind de la ideea de opțional. El știe ce înseamnă opțional, mai puțin credibil pentru el. Așa. Mulțumim și ultimul răspuns, dacă mai e cineva să... Vă mulțumesc foarte mult, da? Eu cred că elevul gândește că opționalul este un cal pe care nu vrea să-l călărească pentru că dă din copită. Așa, eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții atât de valoroase la tematica pe care noi astăzi o abordăm. Au fost răspunsuri comode și mai puțin comode, dar oricum contează pentru noi și cred că cei care nu au răspuns au în mintea lor foarte clar ce zic copiii și rămâneți dumneavoastră cu această provocare totuși cu mâna pe inimă, cum zicem noi, ce zic copiii despre opționale și m-aș bucura ca la final să vă duceți cu o idee îmbunătățită sau cu o idee call to action, cum zic englezii, să fac un pas ca ce să fac mai departe ca să îmbunătățesc situația cu opționalele. Am să trec, eu am prezentat aici prodidactica, mă rog, eu reprezint în cazul de față ONG-ul sectorul asociativ, cum scriem noi și ne promovăm Centrul Educațional Prodidactica, care ca misiune are promovarea principiilor unei societăți deschise. În școlile noastre, acea școală prietenoasă despre care spuneau antevorbitorii, noi formăm niște societăți deschise, așa cum și prodidactica are în misiunea sa, prin sprijinirea persoanelor și organizațiilor interesate de învățare și dezvoltare continuă pentru a facilita afirmarea personală și profesională și o mai bună integrare într-o societate aflată într-o continuă schimbare. Îmi cer scuze că am citit această misiune, cred că s-a mai repetat și în alte contexte, cunoscută pentru majoritatea, dar ceea ce face sectorul asociativ în societatea astăzi încearcă să sprijine opțiunile cetățenilor noștri și să ofere o educație deseori altfel. Ori la opționale noi ne dorim ca educația și copiii așteaptă ca educația să fie altfel. Chiar dacă ele sunt puse în 90% dintre cazuri în ultimile lecții a 5-a, a 6-a,
când nu mai e școală, nu-ți mai arde. Așa mi-au spus, cel puțin l-am făcut acum câțiva ani un sondaj cu masteranții de la USM și problema mare era că e selecția 5-a, 6-a, când copiii sunt flămânzi și numai de școală nu le arde. Prodidactica, deci n-am să dumneavoastră cunoașteți domeniile noastre de competență. Avem printre multe, deci sunt aici, nu am să le citesc, doar pe jur le afișez. Dezvoltarea curriculară, care este unul dintre domeniile cheie, a inclus și elaborarea curricula și a materialelor suport pentru disciplinile opționale și când vorbeam cu doamna Negrei despre prezentare, m-am bucurat să aud că în municipiul Chișinău opțiunile elevilor au fost pentru și prodidactica se află oarecum în top pentru cele elaborate de Centrul Educațional Prodidactica. Elaborarea de materiale didactice, de asemenea, a fost mai mult pentru disciplinile opționale, fiindcă finanțatorii, dumneavoastră știți, când facem proiecte, deci este o cerință pe care nu acoperiți cei ce face sectorul, statul. Asta e misiunea școlii. Disciplinile de bază sunt misiunea statului să fie sprijinite. Dar sectorul asociativ, ONG-urile, care și alte, mă rog, asociații, vin cu un suport și suportul pe care îl oferă sunt deseori pentru opționale. Prodidactica astăzi, deși este o asociație care deci activează în sectorul asociativ, a trecut de rând cu organizațiile de stat și procesul de acreditare și cursurile de formare pe care noi le oferim sunt acreditate așa cum au fost acreditate. Aici aveți, dumneavoastră sunteți cei care majoritatea ați fost pe la cursurile noastre și certificatele care noi le primim au deci numărul respectiv de credite care este aici afișat și se desfășoară în școli. Deci putem să fie și în instituție cursuri comandate de instituție, dar și cursuri care sunt pe obiecte, pe grupele se fac în diferite moduri. Accentele actuale sunt calitate, echitate și sustenabilitate în strategie pe care noi o avem și opționalele pe care le oferă prodidactica acoperă tot segmentul preuniversitar. Am încercat cu colegii din Ucraina acum 10 ani să elaborăm un opțional pentru grădinițe, cultura bunei vecinătăți. El este plasat pe site-ul nostru ca resursă educațională deschisă și acolo avem un curriculum cu o mare deschidere către educația interculturală, dar cu accent că instituția grădinița trebuie să fie mai întâi culturală, să-ți cunoști propria cultură, apoi să fie interculturală. Și iată, avem această disciplină pe care am numit-o noi opțional și pentru grădinițe, care poate fi folosită și este folosită de educatori atât la activitățile tematice, de exemplu, la cei care predau de la pas cu pas, cât și la alte discipline deci la alte activități din grădiniță. Pentru clasele primare, Centrul Educațional Prodidactica are un șir de două opționale. Scuzați, pentru gimnazii pot să spun acest lucru. Toate opționalele sunt curricula, au fost trecute prin Consiliul Național pentru Curriculum, au sigla Ministerului Educației și Cercetării și sunt în formă electronică, atât curriculum, cât și elemente de planificare, ghid metodologic cu elemente de planificare calendaristică și chiar zilnică, fiindcă sunt fișe acolo
care cursurile conțină conținuturile, fișele respective, care sunt majoritatea în cadrul IRR. Colega mea, Lia Sclifos, este una dintre autoarele multor opționale pe care Prodidactica le-a elaborat. Cultura bunei vecinătăți, pe care și acesta l-am elaborat împreună cu colegii din Ucraina. L-am început în 2013, 10 ani, în Crimeea. A fost primul curs așa regional de educație interculturală. Am făcut lansarea în Crimeea. Am avut o colaborare, un proiect care a durat, a fost așa de interesant și admiram Crimeea pentru interculturalitate și am vizitat atâtea școli de acolo că acum îmi pare că a fost un vis. Și dacă societatea nu a sprijinit idealul educațional al școlii, s-a compromis și opțiunea propusă de noi pentru elevii de acolo. Cultura dobrososedstva este pentru, deci acest curs pe adresa respectivă, cu toate materialele, inclusiv un ansamblu foarte mare de materiale audiovizuale, programe, planuri de lecții, proiecte didactice, le aveți puse în formă electronică pe adresele date și un alt opțional, o oră pentru lectură. E elaborat de doamna Tatiana Cartaleanu și Olga Kosovan și aveți și ghid, este curriculum plus ghidul opțional care dirigează, plus ghidul metodologic fiecare oră. La gimnaziu cunoașteți și o să vă regăsiți aici educație pentru sănătate, educație pentru dezvoltarea comunității, un curs care este și aici am colaborat cu Lia Sclifos, foarte drag, dar din păcate când o să prezinte doamna, dacă am face o statistică, am vedea că nu este valorificat în multe școli și când mă întreabă profesorii cum să învăț pe colegii mei, managerii întreabă să scrie proiecte, cum să învăț, zic, începeți cu acest curs opțional, că acolo elevii sunt învățați să facă, să scrie proiecte de intervenție cu suport extrabugetar și dacă o să predați măcar o dată acest curs, o să vedeți că o să învețe și elevii și profesorii împreună ca să atragă fonduri, chiar dacă Chișinău nu este întotdeauna eligibil. Noi cunoaștem acest lucru. Citind învăț să fiu, în română și în rusă, să este această disciplină. Învățăm a gândi și a acționa strategic, iarăși o disciplină opțională destul de interesantă, asigurată și cu ghid metodologic, și educație pentru echitate de gen și șanse egale. Aici aveți și pentru gimnaziu și pentru liceu. Pentru liceu doar, deci vreau aici să spun că ultimele două cursuri, educație pentru echitate de gen și șanse egale și deci este și învățăm și a gândi și a acționa strategic, este și gimnaziu și liceu. Doar acest accent am vrut să-l pun. Stați că eu de acum... La liceu, să ne cunoaștem mai bine, o disciplină opțională de educație interculturală, domeniu în care am muncit foarte mult Prodidactica, care are peste 20 de ani și că mai mult de 15 ani l-am promovat în domeniul educației, l-am activat și la capitolul educație interculturală. Pentru gimnaziu avem educație pentru toleranță, nu știu dacă l-am pomenit acolo, cred că l-am trecut, dar pentru liceu mergem să ne cunoaștem mai bine, uznaim drug-druga lucră. Avem și manual foarte consistent și filologii noștri la area curriculară limbă și comunicare pot să valorifice acest curs de pionierat. Republica Moldova a rămas, fiindcă
avem, nu am mai avut manual de literatură cu texte de referință de la 5 etnii, literatură română, ucraineană, rusă, bulgară și găgăuză. Chiar dacă este ilegal, poate din punct de vedere valoric, sunt inegale anumite contribuții, mă refer la literatura găgăuză, care este la, mă rog, la un anumit nivel. Și, nu în ultimul rând, vreau să accentuez integrarea europeană pentru tine, o disciplină opțională pe care deja o includem în multe proiecte să o actualizăm, spuneam colegii mele, dar în continuare, pe adresele virtuale care sunt expuse aici, dumneavoastră puteți pregăti elevii pentru cetățenia europeană. Această disciplină este bine asigurată din punct de vedere metodic. Curriculumul este însoțit de un practicum pentru elevi. Și acest practicum pentru elevi propune designul fiecărei lecții și în primul rând profesorii de istorie și educație pentru societate, educație civică, sunt cei care pot să predea la modul profesionist această disciplină. Noi neapărat avem pe agenda noastră să actualizăm acest curs. Mă refer la unele documente care poate au fost, mă rog, nu schimbate, dar actualizate și la nivel european. Modulele tematice de formare continuă. Deci, în baza fiecărui curs de opțional, prodidactica are și module de formare a profesorilor care vor să predea disciplinele respective. La fiecare, absolut la fiecare disciplină pe care am pus-o, despre care am vorbit anterior, aveți și modul de formare continuă. Așa, l-am văzut și pe Vitalie Scurtu, colegul meu cu care facem echipă la Prodidactica, și el este cel care reprezintă și revista Didactica Pro. A fost un număr tematic Didactica opționalelor editat încă în 2019, dar este actual. S-au făcut studii aprofundate vis-a-vis de situația opționalelor și avem atât publicații de natură teoretică, cât și mai mult practice, cu referire la didactica opționalelor în școlile noastre. Cunoaștem o realitate care, și prin acest număr, dar Didactica Pro în continuare rămâne accesibilă tuturor școlilor. Cred că în municipiul Chișinău avem abonați, ne străduim să păstrăm și ediția pe hârtie a revistei. Este un efort uriaș din partea unui ONG, dar grație abonamentelor dumneavoastră ne vom strădui, mă rog, credem că am putea mai bine să supraviețuim în ultima instanță. Colega mea responsabilă de toate formările, de cursurile de formare continuă la Prodidactica este Liliana Haba. Cu dumneavoastră i-am dat aici adresele și numărul de telefon la care o puteți contacta, gândindu-mă că poate v-ar folosi. În afară de programele la care dumneavoastră în mod tradițional mergeți să faceți formare profesională, atât managerii cât și cadrele didactice, credem că și aceste discipline dedicate didacticii opționalelor ar fi utile pentru dezvoltarea dumneavoastră profesională. Vă dorim succese. Opționalele sunt picătura care ajută și dezvoltarea personalității elevilor și credem că ele sunt destul de utile. Să nu
Îndemnul meu este, în ultima instanță, să nu influențăm foarte mult alegerile elevilor, să-i lăsăm să, într-adevăr, să facă ei opțiunea, fiindcă în țara noastră găsim o situație, în Republica Moldova, zic, puțin paradoxală. Alegerea opționalilor depinde de limitele cadrului didactic, îmi permit așa să spun. Asta putem oferi, puteți alege orice, dar alegem atât că după limitele școlii și ale cadrelor didactice. Este un paradox, în ultima instanță, pe care vreau să-l subliniez și să atenționez că totuși dacă să nu influențăm, deci fiecare moment aduce o alegere, fiecare alegere are un impact. Și ca impactul să fie cel așteptat, noi ar trebui să favorizăm alegerile elevilor. Și vreau să încheiem cu, iarăși, la faza de reflecție, ca și concluzie la ceea ce am prezentat, să ne spuneți totuși, opționalul oameni, deci acum să fiți în locul profesorului sincer și să semnalați, să spuneți, totuși, opționalul nu este. Vorbind, am văzut ce sunt opționalele, am văzut câte tipuri de opționale. Să fim atenți, totuși, oameni buni, opționalul nu este. La ce am atrage atenția colegilor noștri vis-a-vis de problematica opționalelor? Opționalul nu este doar o iluzie că am făcut alegere. Foarte profund, mulțumesc. Altă, mulțumim, domnul Panasiu, da. Asta este, să nu ne facem și mai, da, iluzii de șarte și se vor mai spune lucruri aici care o să confirme și o să dezvolte ideea dumneavoastră. Încă ce ar fi să accentuăm aici, oameni buni, opțional nu este. Am spus ce este, am văzut câte sunt, mai are cineva o... Așa, alte concluzii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă doresc succese și să faceți opțiuni care i-ar ajuta pe elevi să rămână cu un impact spre binele lor. Da, mulțumim! Și noi vă mulțumim foarte mult, doamna Oraș Fostică. Noi, ochelarii noastre, doar o clipă, scuze, așa. Și noi vă mulțumim. Noi continuăm în forumul de astăzi cu un studiu de caz intitulat sugestiv Educația economică și antreprenorială. Ne-l prezintă doamna Laurenția Filipschi, director executiv Junior Achievement Moldova. Bună ziua tuturor! Sunt onorată astăzi să reprezint organizația noastră la acest forum, de o importanță extraordinară, dar totodată sunt onorată pentru că organizația noastră formează un parteneriat de excepție cu direcția municipală mai mult de 20 de ani. Deja este o perioadă deloc care nu poate fi luată în calcul. Educația economică și antreprenorială, dacă mă ajută colegul un pic, este o disciplină opțională care își are începutul prin anul 1995, dar este o disciplină care a trecut prin mai multe etape, nivel de pilot, aprobare, curriculum, revedere, reajustare, completarea acestor curriculum în perioada 2018-2020, ca în 2020 ea să fie aprobată de către Consiliul pentru Curriculum și pentru care la fel instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au format parteneriate, s-au implicat pe maxim cu experiența și practica dumnealor în așa fel ca acestea să, cu adevărat, să facă față și să reflecte interesul elevelor. Dar, cum vorbeam, a fost aprobat de către Consiliul Național pentru Curriculum prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pe atunci, acum Ministerul Educației și Cercetării, în schimb, am păstrat vechea denumire, la 13.07.2020.
Dacă vorbim de rolul educației antreprenoriale sau care este rolul acestei discipline opționale, în primul rând este menționat că ea contribuie ca elevii să înțeleagă problemele cu care se confruntă în calitate de consumator, îi familiarizează cu conceptele economice fundamentale și cu modul economic de gândire și apoi la fel mai participă sau mai contribuie la formarea și dezvoltarea deprinderilor de gândire economică, formarea abilităților fundamentale de judecată, formarea personalității elevului din această perspectivă. Sigur că are o serie de beneficii care toate sunt reflectate în curriculum. În curriculum mă refer curriculum pentru nivel primar, gimnazial și liceal, pentru că toate aceste trei cicluri beneficiază de un curricul și cu pachetul metodologic aprobat. Vreau la fel să menționez că toate materialele, inclusiv și curriculum și pachetul metodologic, le găsiți în ambele limbi, în română și în rusă, absolut toate traduse. Și la fel, dacă abordăm și subiectul ce ține de ce cuprinde curriculum pentru nivelul primar, putem să menționăm că acesta cuprinde 5 programe, cu un program nou inclus în 2020, urbanismul, și la fel acest program a fost elaborat cu susținere metodologică a autorităților publice locale din municipiul Chișinău, a fost ca o necesitate, a apărut ca o necesitate și a fost însuși o propunere din partea și cadrelor didactice, deoarece ne dorim noi toți ca să locuim în niște comunități dezvoltate din punct de vedere economic și antreprenorial și respectiv am fi avut nevoie de un astfel de program, respectiv eu și familia, comunitatea noastră, țara noastră, lumea noastră, urbanism. Sunt niște denumiri sugestive, în schimb toate sunt prezentate și reflectă și sunt reflectate, conținutul este reflectat din perspectiva dezvoltării economice antreprenoriale. Respectiv, nu puteam să nu vin și cu niște cifre, dacă totuși această disciplină este o disciplină care se simte necesară și importantă din partea elevilor și din partea părinților, că dumneavoastră cunoașteți, elevii din clasele primare fac o alegere a opționalilor de comun cu părinții. În Chișinău avem 23 de instituții de învățământ în care se predă această disciplină de către 53 de învățători. Nu știu, este puțin, este mult, este de ajuns, este de ajuns. Nu aș vrea să mă expun acestui subiect, doar aș fi vrut să prezint niște cifre cu referire la acest subiect. Dacă vorbim deja de ciclu gimnazial, respectiv curriculum este un pic mai bogat din perspectiva numărului de programe. Avem vreo 7 programe în care la fel și urbanismul a fost păstrat ca program separat și aceste 7 programe la fel sunt prezentate, conținutul este prezentat din punct de vedere al dezvoltării economice antreprenoriale a tânărului. E vorba de urbanism, și economie, spirit antreprenor, economia în cifre, piața internațională, cheie succesului, minifirma școlară, care este însuși un laborator antreprenorial care permite elevului să experimenteze și pe final să-și dezvolte propria idee sau propriul produs. Ce ține de numărul de școli în care elevii au optat pentru această disciplină opțională, avem 26 de instituții de învățământ cu 43 de profesori. Ce ține de ciclul liceal, aici avem curriculum. Are o ofertă de 5 programe. Toate aceste 5 programe conțin și partea de urbanism, ca pentru partea de extensie a acestor 5 programe. La fel nu s-a pierdut, noi nu îl avem ca un program separat, în schimb, la fel și profesorii și elevii au menționat că partea aceasta să fie menținută pe cât posibil și respectiv echipele care au stat la baza elaborării acestor programe. Mă refer atât caietul elevului, manualul, cât și ghidul pentru profesori, au ținut cont de aceasta și au inclus respectiv această parte în conținut. În Chișinău avem 31 de instituții de învățământ și 57 de profesori. La fel, niște cifre, doar ca cifre e complicat să facem o analiză dintr-o careva perspectivă.
Dar este de menționat că această disciplină nu conține numai strict informația sau ora care se desfășoară de către cadrele didactice la clasă. Mai elevii, atât elevii cât și profesorii, beneficiază și de niște activități suplimentare. Ce ține de nivelul național, elevii pot participa, iarăși este decizia lor care, și la care din aceste activități vor participa. Este vorba de târgul companiilor școlare, ceva ceea ce a avut loc astăzi în sală, la intrare, doar acesta a fost un pic într-un număr mai restrâns, pentru că nu ne-a permis contextul. Profesioniști și debutanți, la fel organizăm atât noi cât și fiecare instituție de învățământ, fiecare cadru didactic care predă una din programe, tabere de vară pentru profesori și tineri, avem cam două pe an, cluburi de dezbateri, forumuri, innovation camp sau tabere inovaționale, olimpiada zonală și republicană la economie, este una din activitățile la care elevii participă într-un număr mare și își doresc cu adevărat să participe, pentru că mulți de ei își văd viitorul în acest domeniu, sau unii din ei încearcă să aplice pentru diferite instituții de învățământ peste hotare și atunci chiar au nevoie de această parte. Ceea ce, dacă ne referim la nivel european, pentru că nu ne oprim numai la nivel internațional, e nevoie ca elevii să-și îmbunătățească și să facă un schimb de experiență cu colegii lor din alte țări. Organizăm activități gen Târgul European al Companiilor Școlare, care are loc în fiecare an într-un altă țară europeană. Anul acesta este în Istanbul, anul trecut a fost în Estonia, adică prin circulație. Certificatul de competențe antreprenoriale, schimbul de experiență și bune practici cu colegii din România și respectiv, la fel, avem innovation camp-uri sau tabere inovaționale organizate la nivel european. Ce ține de suportul metodologic care se oferă la această disciplină, atât pentru profesori cât și pentru ele, putem menționa curiculumul educației economică, primar, gimnaziu, liceu, limba română, limba rusă, instruire inițială și pe parcursul anului școlar. Este o instruire care se oferă atât de colegii noștri cu experiență, colegii de la Academie de Studii Economice. Există o listă de consultanți experți care o fac bine și cunosc și sunt din domeniu. Avem ghidul profesorului pentru fiecare program în parte, pentru fiecare ciclu, română și limba rusă. Și avem forma online și digitală. În format online veți găsi toate programele, tot pachetul metodologic. În format digital, din cele 17 programe, veți găsi la moment numai 9, 3 sunt în proces și restul urmează anul viitor, ca să le finisăm pe toate. Și este vorba, iarăși, încercăm să facem un echilibru între română și rusă, ca să beneficieze toate. Avem două platforme, una în română, una în rusă. Aceasta a fost propunerea elevilor și profesorilor, ca să creăm aceste două platforme separate, în care puteți găsi. La fel, este aceste două platforme sunt importante deoarece oferă și material suplimentar, informațional, pe care îl oferă colegii noștri și partenerii noștri din mediul antreprenorial, pentru că nu poți face educația antreprenorială fără să ai o colaborare cu mediul antreprenorial, pentru că, sigur, cadrele didactice sunt niște persoane deosebite și sunt au un spirit deosebit de a transmite informația și de a motiva elevii. În schimb, ei nu sunt cei care activează în domeniu și nu sunt cei care au trecut această etapă de la zero până la o anumită etapă de dezvoltare a propriei afaceri. Și asta este important, ca școala să fie pusă în colaborare cu mediul antreprenorial. La fel, sunt create deja 6 centre regionale de excelență în domeniul educației antreprenoriale și modernizate la un nivel în așa fel ca orice activitate dedicată profesorilor sau elevilor să poată fi realizată. Una avem în Chișinău la Academie de Studii Economice, una în Drochia, Leova, Edineț, Căușeni, Hâncești și Cărpineni. La fel, există o colaborare cu rețeaua Clasa Viitorului și Techwell, pentru că ne dorim, mă rog, partea de tehnologie informaționale este importantă și în antreprenoriat, de cele aceste două combinații sau sinergizări ar fi benefice pentru ambele elemente.
Pentru elev, la fel, există caietul elevului pentru fiecare program în parte, pentru fiecare ciclu română-rusă. Există o serie de emisiuni TV, în mod special colaborăm acum cu TV8, sunt niște emisiuni mai mult motivaționale, niște emisiuni care oferă informații despre tot ce ține de educația antreprenorială. Și la fel suntem parteneri în dezvoltarea și demararea campaniei Generația Inteligenței Financiare. 3 ani deja consecutiv se organizează această campanie. Și există suport metodologic din partea mediului de afaceri. Orice elev, atât în procesul de învățământ în clasă sau la activitățile suplimentare pe care le-am enumerat, beneficiază de consultanță și de ghidare metodologică din partea reprezentanței mediului de afaceri. La moment, organizația are dezvoltate cu 10 de întreprinderi, atât din țară cât și de pe Hotare. Avem și din Ucraina, avem și din România, avem și de la nivel european, în mod special pentru cei care vorbesc engleza, în care pot să le ofere această consultanță și respectiv elevii pot să beneficieze de această oportunitate. Aceste două platforme, la fel, pot fi accesate gratuit și sunt fără careva taxe pentru ambii actori a acestui sistem, pentru profesori și elevi. Centrele regionale, la fel, pot fi accesate și de către elevi sau elevii pot să organizeze orice activități și colaborare cu rețeaua Clasa Viitorului TEC, la fel și elevii pot să se implice și pot să acționeze de comun sau să se implice în diferite activități comune. Dacă vorbim de parteneriate, nu putem să nu menționăm necesitatea parteneriatelor atunci când vorbim de educație economică și antreprenorială. Desigur, există un parteneriat între Ministerul Educației și Cercetării sau cu Ministerul Educației și Cercetării, direcțiile raionale, municipale, UTA Găgăuze, de educație sau de învățământ, diferit, sub diferite denumiri, le găsim cu instituțiile de învățământ și cu profesori sau cadrele didactice, respectiv cu mediul de afaceri, consultanții independenți în domeniu, cu mass media. De fapt, eu am enumerat doar câteva dintre actorii mass media care au interes și cunosc cum să reflecte acest subiect, pentru că nu toți din ei își doresc, și respectiv cu organizațiile neguvernamentale cu tangență în domeniu. Dacă... Să înțeleg că nu mai merge ceva. Așa. Stați un pic, ceva cu tehnica. Și dacă vorbim de donatori, când întotdeauna... De ce am vrut să fim corecți și să menționăm și donatorii? Pentru că cei care colaborează cu noi cunosc de aceste materiale sau de ce suport sau se beneficiază sau se oferă cu titlu gratuit. Nimeni nu plătește nimic, nici pentru instruiri, nici pentru pachetul metodologic, nici pentru platformele digitale. Totul este cu titlu gratuit și întotdeauna se oferă, indiferent și de limbă, română sau rusă, totul este cu titlu gratuit. De ce de fiecare dată apare întrebarea de unde sunt banii? De ce am încercat? Da, și este corect ca noi să zicem și de unde vin banii, ținând cont că se beneficiază gratuit. Donatori avem de nivel internațional, USAID, UNICEF, Ambasada SUA Moldova, Fundația Coca-Cola, este un donator mai nou, Fundația Institutului de Educație și Junior Achievement Europa. Avem local, este Ministerul Educației și Cercetării. Acum o să mă întrebați de unde ne dă bani sau de ce ne dă nouă bani. De fapt, Ministerul Educației nu ne dă nouă bani direct. Noi însuși accesăm programul de granturi destinate tinerilor, pe care poate să le facă oricine, pentru că este public și anual se anunță și puteți și dumneavoastră, respectiv și noi accesăm acest program de granturi. Este Fundația Familia Sturza, este UT Credit. UT Credit este un donator local mai nou pentru noi, pe care are interesul pe domeniul digitalizării și o face bine, și respectiv Metro Moldova. Și suportul non-financiar, pentru că este important nu numai financiar, dar non-financiar, că partea aceasta metodologică are o importanță enormă. Și avem mediul de afaceri ca Coca-Cola, Metro, Floare Carpet, Endava, Global Store, Alamne. Alamne, noi ne referim la foștii noștri elevi care au dezvoltat diferite afaceri, mai mici sau mai mari, la nivel local, național sau internațional, european, cu care noi
ținem legătură și la moment avem cream o listă de vreo 180 și ceva din ei și chiar real se implică, unii pe online, unii când vin în țară sau unii care sunt aici sau și-au dezvoltat afaceri. Avem instituții publice, Ministerul Educației și Cercetării, Comisia Națională a Pieței Financiare, Academie de Studii Economice a Moldova și avem ONG-uri, mai des acum cu BDR Association Communication Group, Infonetul. Acestea sunt cam donatorii sau cei care ne susțin financiar sau non-financiar în mare parte ca organizații și respectiv doar o scurtă informație poate pentru cei care nu ne cunosc, majoritatea ne cunosc dinspre noi. Noi activăm din 95, avem mai mult de 25 de ani de activitate. Prin programe sau cei care au accesat sau elevii care au accesat programele de educație economică sunt peste 300.000, avem și date exacte. Sunt peste 3.000 de profesori, 380 de instituții de învățământ avem în fiecare an și cam 685-87 de profesori, 17 programe și cam 700 de ore de voluntariat la clasă sau în cadrul activităților suplimentare care sunt oferite de către mediul antreprenorial. Și vreau să zic că aici, real, această disciplină are o susținere din partea mediului antreprenorial local și există un interes din ce în ce mai mare, pentru că când încerc pusem eu să activez în 2014 ca director executiv la această organizație, aveam 12 ore oferite de către mediul antreprenorial. Era un număr destul de modest, coreflectat sau coraportat la necesarul pe care îl au tinerii. De aceea, la moment, putem vorbi de peste 700 de ore și acest număr de ore crește an de an și asta este îmbucurător pentru că mediul antreprenorial înțelege importanța implicării în acest proces a dumnealor și a creării parteneriatelor cu școala. Dacă ceva informație mai suplimentară despre noi, pe ultimul slide găsiți informațiile suplimentare la care ne puteți contacta pe noi sau ați putea să aflați ceva informații care mai rapide. Este adresa noastră de e-mail, de Facebook, site și aceste două platforme pe care găsiți materialul digitalizat. Respectiv, oricine sau care are interesul să predea această disciplină poate să ne contacteze și poate beneficia în aceeași măsură de orice material sau orice suport în format gratuit. Vă mulțumesc foarte mult și dacă aveți întrebări, oricând, pe oricare din aceste studii. Mulțumim mult, doamna Filipski. Noi continuăm forumul de astăzi. O invităm în fața dumneavoastră pe doamna Viorica Negrei, șef adjunct a Direcției Generale Educație, Tinere și Sport a municipiului Chișinău, care ne va prezenta tema Managementul disciplinelor opționale în instituțiile municipale de învățământ. Vă mulțumim mult tuturor celor prezenți. Ați acceptat să participați astăzi la o prezentare, de fapt, a unor rezultate. Activitatea de astăzi este organizată și în scop de promovare a ideilor noi cunoscute doar de unii dintre noi și a ideilor vechi cunoscute de foarte mulți. Adică, mă refer atât la teoria despre cum putem noi face ca să dezvoltăm competențele transversale la elevi, și care de sunt partenerii instituțiilor noastre în activitățile educaționale, în mod prioritar a celor opționale. Deci ziceam că... Ce-ar spune? Am reușit. Ziceam că am organizat astăzi activitatea în așa fel încât să scoatem în evidență trei elemente cheie. Unul, teoria cu referință la formarea competențelor transversale. Doi, exercițiile practice care sunt promovate de foarte mulți parteneri ai instituțiilor. Și trei, care sunt rezultatele la nivel de municipiu
rezultate determinate în contextul monitorizării activităților instituțiilor de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Înainte de a trece a vă prezenta aceste rezultate, vreau doar să punctez câteva aspecte importante la nivel de acte normative. Adică, curriculum pentru disciplinile opționale sunt parte componentă a curriculum național. 2. Important să punctăm repetat că disciplinele opționale reprezintă componenta flexibilă a planului cadru și contribuie la dezvoltarea competențelor transversale. Și numai puțin important este faptul că curriculum pentru disciplinele opționale reprezintă un document normativ și este necesar de a fi implementat corect ca să avem rezultat pentru sau în procesul de formare a competențelor specifice pentru fiecare disciplină și transversale în ansamblu. Am relatat câteva aspecte cumva în continuare și în completare ceea ce ne-a prezentat sau a întrebat doamna Goraș-Postică Viorica. Care este viziunea cu referință la disciplinele opționale din perspectiva atât a beneficiarilor cât și a prestatorilor de servicii educaționale? N-am să dau citire, dar atunci când vorbim despre o disciplină opțională, este important să luăm în considerație părerea elevilor, atitudinea părinților, posibilitățile instituției de învățământ, care este interesul comunității locale pe acest segment și care sunt ofertele sau oportunitățile organizațiilor non-guvernamentale sau altor parteneri. De exemplu, astăzi am avut prezentate două oferte educaționale venite de la colegii noștri Prodidactica și colegii noștri la Junior. Doi parteneri pe parcursul a peste 20 de ani. Și iarăși ziceam că documentul normativ în implementarea oricărei discipline opționale este instrucțiunea privind procesul de selectare și organizarea disciplinilor opționale în învățământul general, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării prin ordinul numărul 635 din 31 mai 2021. În această instrucțiune regăsiți toți pașii pe care trebuie să întreprindă o instituție de învățământ, găsiți cum puteți să acționați metodologic în buna organizare a activităților pe segment de educație pentru disciplinile opționale. Câteva elemente prevăzute în această instrucțiune. Fiecare elev are dreptul la o disciplină opțională ca alegere, dar instituția este obligată să asigure prezența copiilor la o disciplină opțională. Deci, după exprimarea de către elev a opțiunii pentru disciplina opțională, frecventarea și realizarea prevederilor curriculare devin obligatorii. Este bine sau nu, am avut comentarii anterior din partea colegilor care au prezentat. Atât domnul Grimalski cât și doamna Sclifos s-au expus pe acest segment. Dar, la moment, avem această prevedere care este obligatorie. Opțiunea elevilor din clasele sau instituțiile cu profil arte și sport și cele bilingve este exprimată prin selectarea profilului instituției. Știm că aceste instituții activează în baza unui plan individual și aceste instituții nu mai au posibilitate, sau elevii din aceste clase, aceste instituții nu mai au opțiunea pentru o altă disciplină opțională, fiindcă opțiunea a fost exprimată atunci când și-au ales clasa de profil. De aceea, pentru a nu fi interpretată că nu toți au dreptul la disciplina opțională, menționăm că opțiunea profilului, ceea ce există doar la nivel local pe Chișinău pentru clase primare, gimnaziale, arte și sport, deci reprezintă de fapt acea componentă flexibilă a curriculumului școlar. Și ziceam că avem să ne prezentăm câteva rezultate. Noi, cei de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, cunoaștem despre foarte multe date
ce se întâmplă în instituții. Este adevărat că mai puțin avem să cunoaștem impactul disciplinelor opționale și probabil că nimeni, chiar și la nivel național, n-ar putea să scoată în evidență un impact la general. Poate doar eventual pe segmente înguste pentru și făcute organizate de către acele organizații care au promovat curriculum, au organizat formări, au elaborat materiale didactice și pentru a obține și a aplica la noi granturi și noi proiecte au necesarul de a face o evaluare inclusiv a cunoaște impactul disciplinilor care sunt promovate. N-am să dau citire, doar că vedeți că numărul de elevi este destul de impunător. Cei care trec prin discipline opționale, aici nu se găsesc elevii care învață în clasele cu profil arte și sport, de aceea vorbim doar de discipline suplimentare. Dacă știm, repet, dacă ne referim la una din elementele de bază, resursa umană, și anume cadrul didactic, avem 1842 de cadre didactice care predau diverse cursuri sau diverse discipline opționale. Este un număr mare sau mic, deja este dificil să ne expunem. Doar că trebuie să înțelegem că aceste cadre didactice, mai mult sau mai puțin, sunt formate pentru a preda aceste discipline. Deci, pentru unele discipline opționale, cu adevărat, nu sunt organizate activități de formare specifice pentru cursurile date și atunci acești colegi ai noștri trebuie să se autodezvolte, să se autoinstruiască, să se autoformeze în contextul predării. De aceea, de foarte multe ori, predarea unei discipline opționale este mult mai dificilă decât predarea unei discipline din curriculum de bază și o bună parte din colegii noștri sunt cei care cu adevărat le place să facă altceva, cum ați expus, decât ceea ce prevede disciplinele de bază. Deci avem repartizarea pe cicluri de învățământ. Cei mai mulți participanți, deci la învățământul opțional, disciplinele opționale sunt cei din ciclu primar. Cele mai solicitate discipline opționale în învățământul primar le avem menționate în cifre ca număr de elevi, număr de clase, număr de instituții și număr de învățători. N-am să le dau citire, doar că menționez că disciplinele cele mai solicitate sunt matematica distractivă în împărăția lui Mate, tainele comunicării, educația economică și antreprenorială și religia. Da? Educația ecologică. Bineînțeles că sunt și alte discipline opționale. Pe site-ul Direcției Generale Educației, Tineret și Sport veți găsi toată statistica deținută de către noi, unde veți găsi toate disciplinele opționale care sunt predate și respectiv datele statistice pentru fiecare disciplină în sine. Pentru învățământul secundar, ciclul gimnazial, la fel, avem date despre număr de elevi, număr de cadre didactice, număr de discipline școlare, număr de instituții de învățământ. Și dacă în învățământul primar, unul din elementele importante în promovarea disciplinii este învățătorul, care este singur la clasă și coordonează activitatea părinților și elevilor, când ajungem în învățământul secundar, deja copiii, ajungând la o anumită maturitate, cu posibilitate de propria manifestare, da? Deja de participare activă la managementul instituției de învățământ, am identificat în mod deosebit, mai mult sau mai puțin la unele instituții, implicarea directă a elevilor în alegerea reală a elevilor, fiindcă în clasele primare sunt părinții și învățătorii, pentru selectarea disciplinelor opționale. Ce se întâmplă și cum se implică elevii deci, în selectare, modalitatea este foarte diferită. Deci, am un exemplu, de exemplu, am menționat aici Consiliul Elevilor. Dar nu sunt singuri cei care sunt co-participanți la selectare. Vedem că o componentă importantă sunt administrațiile, instituțiilor de învățământ, sunt comisiile metodice și, în mijlocit, sunt cadrele didactice.
Paralel cu factorii interni ai instituției de învățământ, sunt și factorii externi care contribuie la promovarea unor discipline opționale și în rezultatul acestor promovări, deci avem și selecția, alegerea pe care o fac părinții și elevii. Avem aici câteva organizații enumerate de promovare a unor discipline opționale. În contextul început de astăzi, îi vom avea parteneri la alte activități ulterioare. Astăzi am zis că avem aici pe cei mai cu vechimii mai mari și cu rezultat comparativ mai mare, ca înaintași în promovarea unor discipline și cu rezultatele care le au, însă nu sunt singurii. Îi avem aici menționați și pe alți parteneri ai instituțiilor de învățământ care sunt participanți la procesul educațional, la disciplinele opționale. Avem un exemplu în contextul care menționam. Cum, la nivel a unei instituții de învățământ, pot fi organizate acțiuni pentru promovarea unor discipline opționale și pentru un proces educațional flexibil. Am luat un exemplu, Liceul Ștefan cel Mare, și vedeți aici menționați că pentru a-și alege, de exemplu, disciplina opțională tainele comunicării, asta înseamnă că există un factor uman care este învățătorul sau managerul care vrea să promoveze această disciplină, iar necesitatea de a respecta dreptul la alegere a elevului și a părintelui trebuie ca acel factor uman, cadrul didactic sau managerial, să-l convingă, să-l facă ca să aleagă această disciplină școlară, să-l facă să vadă în această disciplină școlară oportunitatea pe care o are și care ar fi beneficiile acestei discipline. Și atunci vedem, menționăm că instituția organizează întâlniri cu scriitori, organizează lectoriade, organizează vizite la bibliotecă, la teatru, că participă în diverse excursii în care încearcă la maxim posibil să pună accent că, iată, prin intermediul acestei discipline opționale, de exemplu, am putea să ne dezvoltăm anumite competențe transversale, ceea ce ar duce la convingere pentru părinți și elevi să-și selecteze această disciplină. Continuăm cu aspectul statistic. Avem enumerate aici cele mai disciplinele opționale, cele mai solicitate la nivel de elevi și instituții de învățământ. Repet, fiecare disciplină școlară se regăsește în planul cadru ca ofertă pentru ciclul de învățământ menționat și iarăși vedem că se repete unele disciplini care au curriculum și la învățământul primar și la învățământul gimnazial, se repete ca și disciplină solicitată. Continuăm cu învățământul secundar, deja ciclul liceal. Domină ca și componentă statistică trei disciplini de bază: educația economică și antreprenorială, educația ecologică, educația pentru sănătate. Noi știm că lista disciplinelor opționale anual se mărește, se completează. Această creștere a numărului disciplinelor este un rezultat a aprobării de către Consiliul Național a Curriculumului a noi documente normative pe acest segment. Cu cât numărul acestor oferte crește, cu atâta concurența între promotorii anumitor discipline școlare este mai mare, deci respectiv avem posibilitatea de noi și noi alegeri. Asta înseamnă că trebuie să ducem la creșterea calității serviciilor pe segmentul instruirii cadrelor didactice, pe segmentul asigurării cu material didactic pentru elevi, în așa fel încât să ne menținem noi, cei care optăm pentru o anumită disciplină sau cei care o promovează pe segmentul de alegere. La fel, avem câteva discipline școlare cele mai opționale, cele mai solicitate și la ciclul liceal, din perspectiva numărului de elevi. Vedem că sunt foarte diferite ca și domeniu, ca și competență, ca și interes. Datele din această
slides sunt mai complete, deci vorbim despre numărul de elevi și numărul de instituții de învățământ. Deci disciplinile opționale mai puțin solicitate în ciclu liceal. De ce le-a menționat și nu le-a menționat la celelalte cicluri care sunt mai puțin solicitate? Fiindcă factorul decisiv în alegere în învățământul liceal 100% este elevul. Vorbim deja despre un învățământ care este la alegerea tânărului de a merge în învățământul liceal sau nu, respectiv și disciplinile opționale sunt selectate curat pe interesele personale ale elevilor. Uitându-l la disciplinele menționate, vedem că totuși toate sunt disciplini, din punctul nostru de vedere, foarte actuale, necesare contemporanității. Știm că, dacă nu 99% din tânăr se vede cu permis de conducere, așa, de exemplu. 100% toți gândesc asupra necesității unui siguranței din toate punctele de vedere, siguranță fizică, mentală, siguranță în trafic și pe toate segmentele. Toți vrem să avem o societate din punct de vedere juridică corectă, dar în același timp ele nu sunt chiar atât de solicitate. De ce? Este o întrebare la care noi urmează să obținem răspuns. Probabil că, ziceam mai înainte, că acea promovare a acestor discipline sunt încă insuficiente. Noi, cei care suntem cadre didactice și suntem participanți la formarea personalității elevilor, cred că trebuie să participăm trebuie să participăm la promovarea tuturor disciplinelor opționale cu drepturi și cu perspectiva de alegere. În concluzie, în contextul dezvoltării unor competențe transversale, am punctat 3 concluzii din punctul de vedere al nostru, celor de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, importante. Și anume, că disciplinile opționale sunt parte integrantă a reformei de mentalitate. Noi știm că reforma de mentalitate este cel mai greu de a fi înfăptuită. E ușor să faci orice schimbare la nivel material, este foarte greu să faci o schimbare la nivel de gândire. Raportate la nou plan cadru de învățământ, disciplinile opționale oferă posibilitatea ideală pentru realizarea caracterului transdisciplinar, ceea ce duce la formarea competențelor transversale. Disciplinile opționale oferă, potrivit principiului flexibilității și al parcursului individual, posibilitatea selectării după necesitatea curriculum opțional pentru elev. Iarăși, prin intermediul curriculum formăm competențe transversale. Și curriculum opțional trebuie să ofere șanse reale pentru identificarea și valorificarea deplină a propriilor aptitudini și atitudini ale elevilor în scopul formării sale ca personalitate și pregătire pentru viața reală. Ziceam că datele statistice pe care au fost prezentate le avem noi, le vom prezenta pe pagina noastră oficială. Noi urmează împreună cu dumneavoastră ca să evaluăm, ziceam, și impactul acestor discipline asupra formării elevilor și pregătirii acestora pentru viață. Vă mulțumim pentru participare la această activitate și vă vedem parteneri în continuare în misiunea pe care o avem noi împreună. Și noi vă mulțumim mult, doamna Negrei. Doamnelor și domnilor, încheiem acest forum, sperăm pe o notă pozitivă, nu știu pentru dumneavoastră în ce măsură a fost interesant, dar pentru mine, ca observator, ca părinte care are copii, a fost o chestie mai mult decât neașteptat de util, aș putea să spun, pentru că îmi dau seama, este la fel de important, nu doar profesorii, cadrele didactice să-i ghideze pe copii atunci când trebuie să aleagă o oră opțională, dar e o calitate foarte importantă, trebuie să pornească de acasă, de la părinți, care trebuie prin discuții să facă lucrul ăsta. Eu vă mulțumesc personal, în numele meu și în numele întregii administrații a Primăriei Municipiului Chișinău, a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport pentru acest forum.
Sănătate tuturor și succese prin puterea exemplului. Mulțumesc!